Bună ziua și bine v-am regăsit la lecția numărul 5. Marc Aurelius spune: privește stelele, privește-te pe tine însăți și mergi împreună cu ele. Privește viața cât este de frumoasă. Și dacă nu-ți place ceva care e în viața ta, schimbă. Schimbă fotograma filmului tău. Pentru că tu ești regizorul, tu ești producătorul. E filmul tău, e viața ta. Nu lăsa pe altul să-ți scrie destinul. Dar haide să trecem la întrebările de astăzi. Și prima întrebare este: care mesaje îți trimite în mod constant corpul tău? În ce mod îți vorbește corpul tău când tu reziști la ceva anume? De exemplu, când reziști să mănânci dulce sau să mănânci un anumit aliment sau eu știu ce anume, o pui tu rezistență. Încearcă cu calm, cu calm, să te asculți, să te înțelegi. Ascultă-ți corpul și du-te cu imaginația într-un moment când tu ai opus rezistență și încearcă să îți asculți corpul, să vezi mesajul pe care ți-l transmită. Și fii atent și altă dată la mesajele corpului tău. Întrebarea numărul 2. Adu-ți aminte de o ocazie în care ai decis să lași că viața să curgă așa cum vine, fără să controlezi nimic. Ce ai învățat în a lăsa să plece trecutul? Încearcă să-ți aduci aminte. Au existat momente de astea în viața ta? Sau ești o persoană care încerci să ții totul sub control? Am să te întreb, cum stai cu partea cervicală? Pentru că acolo e controlul nostru. Ok, să trecem la întrebarea numărul 3. Fă o listă cum ai putea să te angajezi să trăiești în fiecare zi cu pasiune și cu bucurie. Ia, ce minunată întrebare, nu? Fă o listă cu ce ai putea să faci tu. În ce activități ai putea să te angajezi ca să trăiești în fiecare zi tot ceea ce trăiești cu pasiune și cu bucurie? Vrei să spun un secret despre mine? Eu am învățat să râd și învăț și pe alții să râdă. Și trăiesc cu bucurie fiecare clipă, indiferent ceea ce fac. Scrie și tu. Tu cum procedezi? Și acum să trecem la fraza de astăzi. Cred că n-ai uitat că le adaug și pe celelalte, da? Las să curgă totul din mintea mea și din corpul meu. Las totul cu ușurință. Deci, trăiește totul cu conștientizare.
Astăzi, rămâi înrădăcinat aici, acum, în prezent. De câte ori încerci să aluneci, eu știu, spre trecut sau spre viitor, încearcă să respiri de 3 ori. Profund, până în diafragmă, pentru a reveni aici acum, în prezent. La revedere și ne vedem la lecția următoare. Mult succes în a te asculta pe tine. Mult succes în a te cunoaște pe tine, a te împrieteni cu tine, cu ceea ce ești, cu esența ta. La revedere!